Suntem oare creatorii vieții noastre? Ce pot să spun din experiența iar de psiholog și din terapiile pe care le am cu pacienții mei? E că dacă veniți, dacă vin în terapie, să spunem, da? Și eu spun, ai grijă că dacă continui să faci asta, se va întâmpla asta. Dacă încerci să schimbi lucrurile și să conștientizezi lucrurile, nu se va mai întâmpla. Se vor întâmpla lucruri diferite de tot ce ți s-a întâmplat până acum. Doar că ce se întâmplă? Nu mai vin în terapie. Au venit odată, de două ori, de 3 ori, da? De-a lungul unor ani și nu vin. Și peste ani buni, realizez că tot ce le-am spus la început, în prima terapie, se manifestă. Pentru că ei nu și-au schimbat percepția asupra lucrurilor. Ei au trăit și au trăit karma, adică karma asta e așa un fel de ștampilă, un fel de nu știu cum să spun în română, de pecete, okay? Care ți se pune în frunte și spune, uite, asta e dacă nu te schimbi. Dacă nu te schimbi, deci ești condiționat de destin. Okay, ești condiționat de destin, dar ți se dă posibilitatea să te trezești, că de-aia ai venit aici, ca să înveți niște lecții și să zici, oh, uite ce fac eu, greșesc foarte tare, nu? Bun, nu fac asta. Și atât de tare greșesc de nu mai știu ce cu mine și ideea e că ajung în punctul în care vreau să mă sinucid, că nu înțeleg, că mi se spune, oh, universul ăsta e împotriva mea, nu, orice fac nu-i bine, păi nu, că nu faci ce trebuie, că nu vezi ce trebuie să faci. Ajutor aveți, dar dacă nu ascultați și dacă nu simțiți calea pe care trebuie să mergeți, pentru că dacă vă împotmoliți de aceleași lucruri o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, ce faci? Te duci tot pe aceeași scară? Adică, hai să spunem că mă împiedic de scara blocului, care e puțin înaltă, mai înaltă decât celelalte trepte, da? Și mă împiedic o dată, de 2 ori. Învăț, nu? Învăț să trec scara fără să mă mai împiedic. Cam asta e, cam așa funcționează subconștientul. Doar că am posibilitatea să învăț să trec scara fără să mă mai împiedic sau să schimb scara, să mă duc pe o altă scară dacă nu știu să învăț să trec peste. Există mai multe posibilități, depinde foarte mult de problema care este întâmpinată, cum am dat un exemplu banal cu scara. Nu ești. Suntem blocați și nu vedem ieșire pentru că nu ne schimbăm deloc. Continuăm să facem aceleași lucruri, să spunem aceleași lucruri, să ne comportăm în același fel, să gândim la fel, să simțim la fel. Și atunci ce să se schimbe? Mă întreb, ce să se schimbe? Nu se schimbă nimic. Se înrăutățesc lucrurile. Am văzut persoane care din pozitiv au trecut la negativ, care din negativ au trecut la pozitiv, care au mers pe aceeași linie și au ajuns în prăpastie, pentru că le-am spus, vezi, vezi, vezi că dacă te duci, ajungi acolo și o să cazi. Și au căzut. Nu știu cine vă poate deschide ochii dacă nu intuiția și dacă nu încercați să faceți un efort să vă schimbați. Despre mine puteți să spuneți, na, ce mai zice și aia, ce deșteaptă e aia, că primesc o grămadă de comentarii ne la locul lor, dar nu mă interesează. Nu fac decât să încerc să ajut și nu ajut citind neapărat, adică nu vorbesc din cărți, vorbesc din tot ce experimentez, vorbesc din tot ce trece prin filtrul meu emoțional, intelectual, prin toate informațiile pe care le primesc din altă parte decât din cărți. Bineînțeles că și cele din cărți au valoarea lor și este necontestată.
dar nu ajunge. Și atunci, veniți în terapie, apreciez că faceți un efort, dar faceți-l până la capăt. Mergeți spre schimbare până la capăt. Ședințele de terapie nu înseamnă am venit și am plecat cum am venit. Nu. Am venit și am plecat schimbat. Altfel n-au niciun sens.